Vă voi invita să vă treziți, să vă și treziți, că mi se pare că ați adormit așa. Vă rog să vă ridicați în picioare. Așa. Ridicați-vă! Mă, voi ați făcut armata? Băi, drept, când auzeai drept în unitate și cum era, era, hai de mine. Și acum e dreapta împrejur! Marș! Deci cel din mijloc, cel din mijloc nu e Vale Vigelie, e fratele lui mai mic. Trebuia să spui asta. E frasă, mă, e frasă. Vă rog frumos, veniți în față, băieți. Venim în față. Și haideți, vă rog frumos, fetelor, ca să trebuie să vă vadă din capul în picioare. Da, vă rog, vă rog. Cosmina și Alina, Alexandra și Mihaela, Melania și Cristina, haideți. Băieți, a, venim tot în față. Eu am uitat să vă întreb pe voi ceva foarte important, și anume, înainte să le vedeți, pe cine aleseserăți în minte? Daniel. Eu m-am gândit la Cosmina, de-aia am și întrebat-o. A, cu vârsta. Și acum o și vezi pe Cosmina. Nu-mi zice dacă rămâi la aceeași părere. Vreau să-l întreb pe Vigelie Junior. Mai e nebun! Vigelie, pe cine ai pus ochii până să le vezi? Adică ochii. Teoretic Mihaela. Da? Teoretic, acum teoretic. Am înțeles de ce ai spus teoretic. Hai că vedem dacă s-a schimbat ceva. Domnul antrenor? Spre Alina. Spre Alina ai pus tu până să o vezi? Da. A, pe și... sportul, mă! Da. Și acum iată că o vezi. Vreau să interacționați, să faceți cunoștință, să vă întrebați câteva lucruri și dacă cumva simțiți că acum vi s-au schimbat opțiunile după ce le-ați văzut, puteți să mergeți la o altă fată și să stați puțin de vorbă cu ea. Deci, te întreb acum, Daniel, ai ales-o fără să o vezi pe Cosmina. Acum, după ce le vezi pe celelalte șase, ce faci? Pe cine alegi? Tot pe Cosmina. Pe Cosmina? Bine! Bine, fii atentă. Nu vreau să-mi spui dacă îl vrei sau nu pe el. Mai pentru bine. Că și tu ai un cuvânt de zis, că doar nu ești marfă așa, vine el, te ia și tu nu zici nimic. Ai și tu o părere importantă. Tocmai de asta vă rog să priviți cu foarte mare atenție filmulețul lor de prezentare. Ce a spus Daniel despre el? Iată-l. Bună, mă numesc Amărăscu Daniel, am 30 de ani, sunt dansator, fachir, actor amator. Am venit să-mi găsesc jumătatea. La o fată îmi place să fie simplă, sinceră și restul vine de la sine. Nu îmi doresc o fată cu super silicoane sau cu botox sau cu... Cât mai simplă, cât mai naturală. Îmi plac femeile naturale. Să nu fie geloasă, în primul rând. Foarte geloasă, o gelozie din aia posesivă, așa... Yeah. Mă gândesc oarecum destul de serios. La vârsta mea, sunt singur, nu am copii, nu am fost însurat, mă gândesc la căsătorie. Am văzut filmulețul lui Daniel. Acum îl întreb pe domnul Eduard dacă... Auzi, stai puțin, hai să vedem toate filmulețele și la urmă întrebăm fetele, că poate descoperă în filmulețul lui Eduard pe bărbatul vieții ei și poate îl vrea pe el. Stai să vedem. Vedem acum filmulețul lui Eduard. Da, fii atent, Eduard. Eu sunt atent. Ce spui? Pare atent? Da, fii atent aici. Spune-mi, ție de cine ți-ar plăcea după cum ai văzut fetele? De Alexandra. A, de te-ai mutat la colega lui Mihaelei? Da. Băi, așa faceți, mă. Ești la întâlnire cu Mihaela, că ai zis că îți place și de fapt tu îți faci semne pe sub masă cu prietena ei, mă. Păi mi-am făcut semne pe sub masă. Că... E un fel de a zice. Păi masa era acolo. Da, corect. Tu ai dreptul să te răzgândești. Însă, Mihaela, hai, vino să te văd așa cam cum... Alexandra, vino să văd cam cum ți-ar sta lângă Eduard, dar până atunci, uită-te și tu, să se uite și celelalte fete și hai să vedem cum a ales Eduard să se prezinte când ne-a spus povestea lui. Eu sunt Eduard Sandu, am 37 de ani, sunt actor, ventriloc, sunt funny, cred. Te grădește să n-am, imediat îi duce flori, imediat îi scoate în oraș, imediat o tută, o sărută, imediat îi spune că o iubește, gata, terminul, nu mai dat de gol. În general, sunt tot tipul vesel, deși am și momentele mele de tristețe. Bine, probabil de aia se spune că
Nu știu, era vorba că cei mai mari comedianți și că sunt oameni foarte triști. Acum 4 săptămâni am avut ultima relație. Bine, n-a fost una de foarte lungă durată. Deci mă interesează doar să fie, în primul rând, simpatică. Adică nu neapărat o frumusețe de aia de revistă. Veselă, că asta îmi place. Că, na, eu sunt mai vesel. Să țină la glume, că sunt genul ăsta în care aș încerca tot felul de chestii. Să vorbească corect, gramatical. Să fie îngrijită. Sunt unele femei care nu, parcă nu au grijă de ele așa mult. Adică să... Dacă nu e îngrijită, nu-mi place, dar nici nu-mi plac nici astea care se machiază. Nu-mi plac femeile care se machiază foarte, foarte mult. L-ați văzut pe Eduard. Sigur că mai avem de văzut un filmuleț, cel al lui Alexandru, care este personal trainer. Atenție, la el acasă. Eduard. Nu, la ea acasă. La ea acasă, corect, iartă-mă. Eduard, atât te întreb. O să te întreb dacă tu ai pus ochii pe vreo fată. Eduard, e Alexandru. Eu sunt Alex. Hai mă, băieți, da. Nu vă mai jucați. Da, încurcăm un pic. Zim. Pe Cristina. Păi n-ai pusese și ochii pe Alina? Am pus, dar am te-ai și sărit. Te-ai răzbunit? Așa, te-ai dus acum la Cristina. Exact. Ok, Cristina, vin, o să văd cum îți stă lângă el și după pauză vom vedea și filmulețul de prezentare a lui Alexandru. Însă, asta este alegerea băieților. Da, se vede. Vom vedea însă dacă fetele vor și accepta lucrul ăsta. E adevărat cumva, draga mea, că tu ai un copil? Da. Nu se vede. Câți ani are? Am luat la pachet. Câți ani are copilul? Face 6 ani. Mai